Da, începem, da? Bună ziua, domnilor și doamnelor! Așa cum ați fost convocat, astăzi are loc ședință ordinară a Consiliului Local. Vreau să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară, dacă l-ați studiat. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Dragomir, da? Sunteți împotrivă? Păi ați votat împotrivă. Nu am votat. Vă repet o dată. Cine este pentru votarea procesului verbal? Împotrivă? Abținere? Unanimitate. Pentru că fostul președinte de ședință a avut 3 luni consecutiv, s-a încheiat mandatul de președinte de ședință, trebuie să propunem alegerea unui nou președinte de ședință. Propuneri, vă rog. Propun pe domnul Ioan Jmiar. Altă propunere? Domnul Ioan Jmiar. Altă propunere? Aici. Domnul Ioan Jmiar. Au altă propunere. Cine este pentru Dobraniș Mihai? Nu-i bun așa, că n-au văzut. Da, toți au votat pentru. Domnul Dobraniș Mihai, vă rog să veniți să luați locul la masă, să prezidați ședința de consiliu. Orice ordine de zi, dacă trebuie luminile aprinse aici, trebuie să vedeți. Vreau să scris aici. Chestia asta se continuă, și se spune la vot. Nu știu ce vot. Așa. Proiect de hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea școlii gimnaziale Ungurene a microbuzului școlar marca Opel. Uva. 16+1 locuri. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestru 1 pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Ungureni, județ Bacău. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legat al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni în adunarea generală a asociațiilor societăți comerciale companiei regionale de apă Bacău S.A. la care Comuna Ungureni este acționar și în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de folosință gratuită conform legii numărul 15/2003 a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe cu proprietate personală pentru 2 beneficiari în satul Ungureni. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției construire bază sportivă în satul Ungureni, Comuna Ungureni, județ Bacău. Cu acest punct se propune suplimentarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției construire bază sportivă în satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Dacă supuneți la vot proiectul ordinii de zi și suplimentarea acestuia, cine este împotrivă? Cine este pentru?
Unanimitate. Primul proiect, domnișoara secretară. Da. Primul proiect este proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Școlii Gimnaziale Ungureni a microbuzului școlar marca Opel Movano 16+1 locuri. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, văzând protocolul privind transferul mijlocului fix microbuz pentru transport școlar din gestiunea OAT Comuna Ungureni, județul Bacău, în gestiunea Școlii Gimnaziale Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău, înregistrat în data de 8.9.2015, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2021, legea contabilității, numărul 82/91 republicată, modificată și completată. În temeiul prevederilor articolului 136, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a microbuzului școlar Opel Movano 16+1 locuri din patrimoniul UAT Comuna Ungureni în patrimoniul Școlii Gimnaziale Ungureni, având următoarele caracteristici. Marca Opel Movano 16+1 locuri, anul fabricației 2015, valoare inventar 109.279,96 de lei. Se împuternicește primarul localității pentru a duce la împlinire prevederile prezente hotărâri prin compartimentele de specialitate din cadrul instituției. Școala Gimnazială Ungureni va înregistra în evidența contabilă ca mijloc fix microbuzul primit. Mulțumesc. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, nu, în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 1 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, doamna contabilă. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2021, acordul de sprijin numărul 231 din 17.9.2020, înregistrat sub numărul 4.838 din 30.9.2020 la Primăria Ungureni, completat cu actele adiționale 1 și 2, în baza raportului numărul 2625 din 24.5.2021 al compartimentului de contabilitate, solicitare de plată subvenție numărul 5.537 din 1.2.2021, raportul financiar și raportul de activitate ale specialiștilor, propune majorarea veniturilor în trimestrul 2 la indicator 480201, sume primite în contul plăților efectuate în anul curent cu suma de 25.500. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 25.500 la capitolul 685050, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, titlul 580202, finanțare externă nerambursabilă. Modificarea denumirii investiției înființare bază sportivă Ungureni, care va avea titlul construire bază sportivă în satul Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău. Modificarea listei obiectivelor de investiții, anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Discuții referitor la acest material. Spune la vot cine este pentru. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 1 pentru anul 2021. Tot doamna contabilă. Da. Având în vedere raportul numărul 2387 din 25.05.2021 al compartimentului contabilitate, prevederea articolului 49 aliniatul 12 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 1 pentru anul 2021 cu următoarele rezultate. Venituri proprii. În plan pentru trimestrul 1, 454.220, realizat la 31.03.2021, 268.168, procent de 59%. Cote defalcate din impozitul pe venit, în plan 109.000, realizat 175.296,55. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. În plan pentru trimestrul 1, 286.000, realizat 214.750. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în plan 600.000, realizat 600.000. Vărsăminte din secțiunea de funcționare,
în plan 450.000, realizat 8.925,1. Subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire, în plan 650 de lei, realizat 630. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, în plan 1.305.000, realizat 1.294.524,04, un procent de 100%. Total venituri proprii, total venituri s-au realizat un procent de 93%. Total cheltuieli. Cheltuieli de personal, administrație, 299.700 în buget pentru trimestrul 1 realizate, adică cheltuieli la sfârșitul trimestrului 1, 299.134. Bunuri și servicii administrație, în plan 123.150, realizat 117.076,26. Cheltuieli de personal, protecție civilă și protecție contra incendiilor. Prevederi bugetare 51.500, realizate 50.835. 1 și servicii de învățământ primar, secundar, inferior. În buget 100.000, realizate 17.038,33. Alte instituții și acțiuni sanitare. 320.000 pentru trimestrul 1 în buget, 211.086,63 cheltuieli. Cheltuieli de personal pentru asistenți personal persoane cu handicap, 88.000 în buget, 87.965 cheltuieli realizate la sfârșitul trimestrului 1. Indemnizații persoane cu handicap, 85.900 prevederi bugetare, 85.871 cheltuieli efectuate. Ajutoare sociale numerare, 1.650 prevederi bugetare, 630 cheltuieli realizate. Cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale, 39.000 în plan pentru trimestrul 1, realizate 38.215. Alimentare cu apă, bunuri și servicii, 55.600 în prevederi bugetare, 55.381,76 realizate. Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, 23.000 prevederi bugetare, 17.864,06 cheltuieli la nivelul trimestrului 1. Cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, 1.095.000 prevederi bugetare, cheltuieli realizate, 1.092.362,41. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, 70.000 prevederi bugetare, 69.157,68 cheltuieli la nivelul trimestrului 1. Bunuri și servicii drumuri, 58.000 prevederi bugetare, 27.870 cheltuieli. Vă mulțumesc! Discuții referitor la material. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Ungureni, județul Bacău. Tot doamna Referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni, înregistrat cu numărul 2498-17-5-2021, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ungureni în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligenței energiei în infrastructura de iluminat public. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al primarului Comunei Ungureni, înregistrat cu numărul 2499-17-5-2021, prin care se propune Consiliul Local al Comunei Ungureni în aprobarea participării Comunei Ungureni în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Ghidul de finanțare pentru locuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpul de iluminat cu LED, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Dispozițiile legii numărul 2731 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Propune aprobarea participării Comunei Ungureni în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Fondul pentru Mediu, denumit în continuare program. Comuna Ungureni va respecta toate cerințele programului și a contractului de finanțare ce a urmat să fie semnat în cadrul aprobării proiectului de investiții. Până la finalizarea contractului de finanțare, Comuna Ungureni va respecta cerințele programului cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat.
Comuna Ungurea va asigura și susține contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre. Comuna Ungurea va asigura și susține cheltuielilor eligibile ale proiectului, anexa 1 la anexa numărul 2 la același proiect de hotărâre. Comuna Ungurea va întocmi documentația de achiziție publică, va asigura organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice. Comuna Ungurea aprobă documentația tehnico-economică DALI și indicatori tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. Anexa la prezenta hotărâre. Aducerea la deplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Ungureni, domnul Pipire Vasile. Vă mulțumesc! Discuții? Spunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului și taxelor în locare pentru anul 2022, doamna contabilă Dumbrava Alexandra. Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin articolul 491 din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Acest articol 491.1 prevede, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Potrivit articolului 454 din legea 227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt următoarele: impozitul pe clădiri și taxă pe clădiri, impozitul pe teren și taxă pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale și alte taxe locale. Întrucât cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu sunt stabilite prin codul fiscal, cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe calea administrativă și a taxei pentru eliberarea de copii heliografice, de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hotărârea Consiliului Local, acestea nu intră sub competența indexării. Nivelurile taxelor speciale și ale altor taxe locale pentru anul 2022 vor fi stabilite prin hotărârea anuală a Consiliului Local de stabilire a impozitelor și taxelor speciale, în condițiile articolului 489 aliniat 1 și 2 din legea 227/2015 actualizată. În ceea ce privește taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, acestea nu intră în categoria impozitelor și taxelor locale, dar sunt venituri ale bugetului local, potrivit prevederilor articolului 494 aliniatul 10, litera B din legea 227/2015 actualizată. Nivelurile acestor taxe se ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit articolului 494 aliniatul 11 din legea numărul 227/2015, actualizată, respectiv prin hotărârea Guvernului la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției, potrivit articolului 50 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 80/2013, privind taxele judiciare de timbru cu modificările și completările ulterioare. Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local prevăzute la articolul 493 aliniatul 3 și 4 din legea 227/2015 actualizată. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rata inflației pentru anul 2020 este 2,6%. Având în vedere prevederile articolului 9.3 din Carta Europeană Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg în 15.10.95 și ratificată prin legea 199/97, a articolului 491 din legea 227/2015 privind codul fiscal, modificările și completările ulterioare, articolului 16 aliniatul 2 și articolului 27 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 87 aliniatul 3, articolului 129 aliniatul 2 litera B, aliniatul 4 litera C, articolului 139 aliniatul 1 aliniatul 3, articolul 140 aliniatul 1, articolul 196 aliniatul 1 litera A, privind codul articolului 243 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, primarul Comunei Ungureni
propune indexarea cu rata inflației de 2,6% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei sume în lei la nivelul Comunei Ungureni, județul Bacău, pentru anul 2022, conform anexei care face parte din prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vă mulțumesc. Mulțumim. Discuții? Spunem la vot cine este pentru. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor sau tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Domnul viceprimar. Având în vedere raportul numărul 2126 din 23.04.2021 a Direcției Serviciului Primăriei Ungureni, referatul de aprobare numărul 2125 din 23.04.2021 a primarului Comunei Ungureni, adresa numărul 296 din 16.04.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, actul adițional numărul 84 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă de canalizare numărul 556 din 2006, înaintat asociației de către SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, cu adresa numărul 1770 din 8.02.2021. Propune aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul pentru branșamente și alte servicii apă din dispoziții speciale, partea de apă, anexa 1B, care se modifică, se completează conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre, parte integrată din aceasta. Articolul 2. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul pentru racordare și alte servicii canalizare din dispoziții speciale, partea de canalizare anexa 1C, care se modifică și se completează conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre, parte integrată din aceasta. Celelalte articole ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă de canalizare numărul 556 din 2006 rămân în vigoare. Articolul 4. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima zi din luna următoare semnării unui act adițional de către reprezentanții săi legali. Care sunt altele, afară de canalizare și apă potabilă? Poftim? N-am spus care sunt altele, în afară de canalizare și apă potabilă. Păi, altele. Păi avem anexa, vă citesc anexa toată. Să priți în anexa, numărul 1 și numărul 2. Dacă vreți, vă țin jumătate de oră și o citesc. Lăsați că citesc. Discuții. Să punem la vot cine este pentru. Împotrivă, domnul Bibiri. Abțineri? Nu. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2021. Tot domnul viceprimar. Prin adresa numărul 215, din 8.4.2021, registrată la primăria Ungureni, numărul 1839 din 12.4.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației motivat de prevederile OG numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, după cum urmează, conform anexei numărul 1 la hotărârea AGA ADIB numărul 2 din 26.03.2021, suma este în cuantum pentru Comuna Ungureni de 1.000 de lei. Discuții? Să punem la vot cine este pentru.
Împotrivă, domnul Bibiri. Abțineri, nu? Cu proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni în adunarea generală a asociațiilor acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Ungureni este acționar, și în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, domnul viceprimar. Tot ce voi prezenta. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa numărul 388, din 19.5.2021, înregistrată la Unitate Comuna Ungureni, sub numărul 2569, din 20.5.2021, arată necesitatea adoptării de către toate unitățile administrative teritoriale asociate proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni, în adunarea generală a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă S.A. Bacău, la care Comuna Ungureni este acționar, și în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Compania Regională de Apă S.A. GRAP este operatorul regional la nivel a 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, conformitate cu prevederile contractului numărul 556 din 29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale, membre contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. În conformitate cu actele constitutive ale ADIP și respectiv CCRAB S.A. și aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie, s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția respectivă, fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pe care este puternic reprezentantul legal. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale a Comunei Ungureni în adunarea generală a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă S.A., Asociația de Dezvoltare Intercontinentală Intercomunitară Bacău, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma. Discuții? Să punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Domnul Iubire? Ca de obicei. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15 din 2003 a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru doi beneficiari în satul Ungureni. Tot domnul viceprimar. Având în vedere referatul de aprobare a primarului Comunei Ungureni, numărul 5745 din 19.11.2020 și raportul compartimentului de specialitate numărul 5746 din 19.11.2020 și raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, prevederile legii 5.2003 cu modificările și completările ulterioare privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, normele metodologice de aplicare a legii 5.2003, dosarul depus de cei doi solicitanți. Propune aprobarea atribuirii în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 de metri pătrați în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor legii 5.2003, a doi proprietari în satul Ungureni. Deci, unul din satul Ungureni. Țivlea Lia Maria și Budacă Sergiu Constantin. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Bibiri. Abțineri?
doamna... Doamna... Burcă. Burcă, da. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției constituire bază sportivă, satul Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău, tot domnul viceprimar. Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Ungureni numărul 2741 din 28.05.2021, raportul compartimentului de specialitate numărul 2742 din 28.05.2021, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, în conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 1 și alineatul 2 litera F, articolul 139 alineatul 3 litera G, din nou de numărul 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 129 al articolului 196 alineatul 1 litera A și articolul 197 alineatul 1 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea proiectului de investiție, construire bază sportivă în satul Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumim pentru participare și pentru ședința de astăzi. Ședința ordinară. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim.